Ось п'яця Майдан Незалежності. Ось п'яця Індепенденції. Відкастай хотел Україна, що ми пілді монумент Апатрії. Майді партію, що тим ясно відчування Централу, сону мєшті. Резиденціал. Диван парцвічеля вони. Румєзі окума сав. Решединцелі. Парламент, губернули. Дідата Трикутки на Костерну. Швейча крихти. Так, керчі. Тобто пошта централа, що спільно підійшли ще до цього масаря, це для глобу і скажу, що вони підійшли ще до масара дистанції для України. Так у масаря пункт централа України. Ей, читат Бомонду, Київля, дін китя Манцеліс. Кам мечку ті не важко повісти, що ти Ялтвіл, да, що пурсім повізні ж ті каси, що ніж ті вамені. Но за шоб тебе вчера в дефиритном магазине. Акума ну вед. Я так коло свети в арка. Для коло есть у привелишни. Каше промуасе. У панорама Киевлы, ша приулы. Ажучим аколо шпилмы. Есть у арка форти монументал. Криткари в падзеч. Метри на лцеми. Ești generiu loc de agrement, cred că se făceau niște întâlniri, deci cum la noi era Teatru Verde, cred că aici se făceau toate întâlnirile astea neformale, dar acum s-au transformat într-un centru de agrement. Deci, cum am spus, se vede o priveliște foarte impresionantă, mai ales spre orașul vechi, așa numitul Podor. Iată că o trec mai departe și o să filmez. Sigur, este verde care se vede în zare, el acum nu e verde, dar e un teatru foarte mare, un parc foarte mare, foarte întins. Cred că vara e foarte frumos aici, dar n-am fost niciodată vara, numai iarna am fost. Și un pod. Un pod, nu știu nici podul ăsta era atunci sau nu. Face impresia că e nou. Când vine acasă de la lucru, trece pe la așa un magazin și cumpere păpari și după asta pleacă acasă. Că ziua de azi și se trecut, să vin acasă și am să fac un ciot mai am anunțit. Acum fac o raită prin oraș să vedem împrejurimile, să nu se treacă numai între lucruri și acasă, mai văd și o programă culturală. Acum am mers cu un tramvai, așa numit Cărăsnoi, și am ajuns în regiunea Gării Centrale. Acuși aici este un fel de supermarket, Ucraina. Cred că acuși fac un fel de panoramă. Aici pe stăt locul cam se construiește, nu știu, stăt locul ăla e glod și ăla e mizerie, dar sperăm că o să fac regulă. Ok, am ajuns și la gara. Cred că cam întuneric, nu știu ce se va, dar așa, tăpuire general. Așa, să facem tăpuire, cum e la metro. Că așa de fapt și are grijă să nu calce pe tren, să facă seama că se întâmplă la vagon. Așa, în rest, я буду мать квартиры, я буду. Thank you.
așa numai ieși din metro, de-am afară întuneric. Cred că aici ne aflăm, așa numită, Contractova Ploșea. Data trecută când am fost, am trăit în regiunea asta. Am să încerc azi un fel nou de a ajunge acasă cu tramvaiul, fără să mă folosesc de autobuz, pentru că așa să fie mai rapid. Am intrat la 2-3 farmacii, acuși caut ceva de papat și spre casă. Bună dimineața, am început ziua de sâmbătă cu o plimbare, e că aici e locul unde eu trăiesc și acum mă duc spre tramvai. Noroc, iată acum merg pe strada asta Zăvățcaia, merg spre tramvai. Cred că acum o să mă duc la partea veche, la orașul Andreiești, spusc și după asta spre Piciorska Lavra, pur și simplu așa e în drum. Ia că asta e strada asta Zăvățcaia. Ia că acolo e oprirea de tramvai, acolo mă duc eu acum și am să merg pe strada asta înspre centru. Ia că strada asta merge înspre centru. Nu știu cum se numește, mergem acum înspre Andreiești spus. Asta nu e Lavra, dar e o biserică în centrul orașului. Când să intrăm acolo să vedem ce. Cred că nu se poate de filmat. E foarte frumos în biserică. Am luat niște numărări și am pus și de sănătate și de suflet. Atât lume multe. E destul de frumos, biserica foarte mare și cântă acolo. Acum mă duc totuși pe planul care am vrut, fiindcă e într-un drum spre Andreiești spus, după asta Creșat, după asta Lavra, pur și simplu într-o direcție și așa ne-am pus în gând dimineață, așa vreau să fac acum. În genere în Kiev munți nu sunt, dar este așa un loc unde tot podolul ia ca e în vale, aici e un fel de vale. Dar sus este așa niște colini. Ia că aici, ia pe colinile este să află Hrișaticul și de atât metroul e foarte adânc, pentru că aici în partea asta el e în jos, dar stația de metrou acolo e sus și trebuie foarte mult, 200 de metri merge escalatorul până ce ajunge de la o stație din vale la o stație din deal. Ia că eu încolo, în partea și din deal, mă duc numai ca să încojor pe altă parte. Asta e partea orașului vechi, iată aici sunt destul de multe biserici. Nu a trecut 100 de metri de la o biserică, iată altă biserică și iată în zare se mai vede încă o biserică. Și în genere sunt că ăsta e raion vechi, după arhitectură, după tot, față de Hrișat, de alte raioane unde se vede că arhitectura un pic mai nouă. Asta e strada Andreiești spus, care am spus, văd cât de o leacă e puțină lume, nu știu de ce, e cam abrupt. De obicei aici stau picturi cu diferite chestii. Acum văd că numai un singur domn și aici cu ceva de vânzare. În rest e cam golut. E ca și casa muzeu. Eu am Mihail Bulgaков. Am venit predevreme și încă lumea încă nu a venit aici să-și expui mărfurile cum la noi, pitocioc. Dar arhitectura, mă rog, nu poate să o ducă nicăieri. Ia că și aici e un deal, deși se numește Andreiești spusc, de atât că, ia că, într-adevăr, e deal. Cei care au multe căpici am înțeles că cumpără aici acasă, cu un fel de curculeor, că s-o coate o raion tare de prestij. Și pun și ei căs cu arhitectura lor.
Aici sunt casele de la începutul veacului, poate. La începutul veacului. E ca în genere. Casele astea, 1900, 1800 și ceva. Iată bustul lui Bulgacov. Nu știu dacă știe cineva din voi Masterul Margarita, dar e o carte așa mistică. E tot nașită până la capăt, acolo sunt două linii de subiect, un subiect mistic și un subiect biblic. Ar trebui de o găsit și de o citit totuși. Vreau să mai vin totuși odată, chiar că aici sunt doamne care aranjează nivelourile, de sticle, foarte frumușele, poate înțeleg ceva. E că tot drumul e pavat pe Caldarâm, cumva și la un ghici, la Chișinău era așa. E destul de abrupt în Chișinău, așa străznuc, dacă sunt înguste și abrupte. M-am pornit de jos, de pe Andreiescu spusc, și trebuie să ajung sus, undeva, în regiunea Hrișatică. Am găsit o scară și m-am urcat aici sus, pe un deal în Gărghiescu spusc, Andreiescu spusc, și vreau să vă arăt o panoramă interesantă. Iată, de aici eu am venit, de pe scara asta. Călătoria cu clădirea și e frumoasă. Și acum o panoramă a Kievului. Partea veche, partea nouă, partea centrală. Acum și mai mănânțat. Iată așa o priveliște frumoasă. Iată aici suntem într-un parc. Între partea aceea și partea asta. Foarte frumoasă zăpadă. E undeva în jur la 0 grade. Stopește, dar nu chiar tare intensiv. Iată colinile astea. Sunt foarte frumoase. La noi așa iarnă de mult n-a fost. Iată se vede în zariu biserică. Cred că am să ajung acolo. Stația Arsenalina Площадь. Până acum credem că cel mai adânc e la Hrișatic, dar aici sunt două escalatori așa de lungi ca acolo la Hrișatic. Încă n-am văzut așa de adânc. Dacă aici se numește Arsenalina,
Есть и завод Арсенала, они парки. Ансы камы кредила муша Сентунич, его ратришева. Ансы маду каше, энс при лавраш, патио гасил магазин, где компьютеры собрать, где заправка, принтер.